Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să facem împreună catalogul Evening, campania 7 pe 2020. Această campanie începe pe data de 30 aprilie și se termină pe data de 20 mai. Sper să nu cădeți pentru că v-am pus pe un trepied și pe niște cărți ca să puteți vedea mai bine și haideți să îi dăm drumul. Vedetele catalogului, produsele pentru protecție solară. Cei de la Avon au așa cumva impresia că doar vara se folosesc, dar în fine, haideți să trecem peste. Avem așa, în primul rând, acum am văzut cu toate că eu am răsfoit un pic catalogul. Acolo sus scrie frame.org.uk și scrie mare: Avon nu testează pe animale nicăieri în lume. Asta presupun că nu mai au vânzări în China sau ceva de genul. Știu că această țară are obligativitatea de a avea testări pe animale pentru produsele care vin pe piața lor. Nu știu mai mult, dacă vă interesează, intrați acolo și vă informați. Chiar am să intru și eu, chiar sunt curioasă. Bun. Avem așa, ochelari de soare, 25 de lei perechea. Sper să puteți vedea bine, că vă zic că v-am pus așa undeva sus-sus. Și avem oferte la parfumele. Acestea sunt teoretic niște ape de parfum. Nu, ape de toaletă, cu siguranță. Și avem variante pentru el și pentru ea. Produse de la Oniu la ofertă. Cremele acestea pentru protecție solară. Eu cred că am avut-o pe aceasta. Aceasta este nuanțatoare și, dacă nu mă înșel, este nuanța medium. Mi-ar fi plăcut să fie și într-o nuanță light, pentru că așa, dacă ar fi să o pun pe ten, acoperă așa ușor, uniformizează, arată foarte bine, dar eu sunt albă și ea medium chiar este prea închisă pentru mine și are așa o tentă ușor portocalie. Și eu fiind albă, vă dați seama că arată ca un umpa-lumpa, dar este varianta aceasta, așa, care este fără culoare, presupun. Chiar este mată la atingere, îmi place, se aplică foarte, foarte ok pe ten. 35 de lei pentru 50 ml, prețul este destul de bunișor. Avem, desigur, creme pentru protecție solară și autobronzant. Produse după plajă. Produse pentru copii. Și avem așa, oferte subtile. Oferte subtile, mă scuzați, arome subtile. Cu 20 de lei avem variante pentru ea, nu avem și pentru el, de obicei erau ceva și pentru el, însă prețul nu este bunișor, de obicei acestea le găsesc la vreo 17 lei. De asemenea, avem costume de baie. Costumul de baie este propriu-zis format din bikini și un top de baie. Și avem aici un spray pentru păr la 14 lei. Ofertă la parfumuri, unul cu 59 de lei, două cu 90 de lei, 45 de lei parfumul și se aplică oferta la paginile, de la paginile 14 și până la paginile 17. Deci le avem pe acestea pentru femei și le avem și pe acestea pentru bărbați. Creme de mâini. Aceasta 8 lei mi se pare mare prețul, în condițiile în care avem 75 de mililitri. Sper să nu dărâm pe aici, mai ales că am făcut eu chestii. Avem rujuri la 19 lei. Până acum v-am zis că eu am răsfăit așa un pic catalogul. În prima parte a catalogului nu prea sunt așa produse la ofertă și produse cu prețuri destul de bunișoare, dar mai încolo parcă văzusem niște chestii mai interesante. Avem așa, rimelul acesta e euforic la 18 lei, serul pentru păr cu ulei de argan și cocos la 16 lei, are 100 de mililitri. Și apă de parfum Premier Lux la 50 de lei. Avem noile ape de toaletă. Toaletă, da. La 40 de lei. Avem varianta aceasta lila. Avem varianta violeta și roseta. Scuzați zgomotul de pe fundal, dar am ușa deschisă și trec păsări pe lângă și se aude așa pe fundal. Sorry. Avem parfumul de la Her Story la 67 de lei și la set cu loțiune de corp și mini parfume la 82 de lei. V-am zis, prețurile nu mi se par a fi atât de bune, dar vedem mai încolo. Încă un preț care nu mi se pare a fi bun este la acest parfum de la Passion Dance. De obicei era la vreo 20-22 de lei și acum este 32 de lei. Nu știu, eu cred că am așa un spray din acesta, dar niciodată nu m-a atras parfumul.
pur și simplu nu se potrivește cu gusturile mele. Noutatea catalogului, aceste produse de la distillery sunt produse de machiaj, sunt vegane, nu conțin alcool, nu conțin parfum, sunt testate alergogenic și clinic și avem așa un fond de ten sub formă de pudră. Aici aveți nuanțele, sper să se vadă ok acolo la voi. Avem rimel, doar nuanța negru și avem și farduri de ploape. Prețurile mi se par un pic mărișoare. Pentru 2 grame de produs de fard de ploape, 49 de lei. Da, nu știu ce să vă zic. Asta decideți voi. Ce mi-a plăcut, o noutate la Avon și lucru care rar se întâmplă la Avon, că știți că lor le place să pună parfum și mai ales alcool. Alcool, dacă se poate să fie al doilea ingredient sau primul pe listă, e minunat. În schimb, acum a apărut o gamă nouă pentru ten sensibil și are extract de cica. Acesta este o plantă asiatică care luptă foarte bine cu roșiața tenului și calmează tenul. Ce mă interesează pe mine, avem așa exfoliant micelar la 19 lei, gel de curățare la 19 lei, apă micelară tot la 19 lei, 400 de mililitri, prețul este destul de bunișor și puteți să vă comandați apa micelară cu această cremă și le luați la 34 de lei, iar geanta aceasta o primiți la 7 lei. Dacă comandați produse din acestea noi, de la paginile 47-51, valoare de 40 de lei. S-a relansat uleiul acesta pentru curățare. M-a zis că mie îmi place foarte mult acesta. Cred că mai am unul în stoc și unul în uz. Produsele pentru îngrijirea tenului. Gama aceasta Live pe mine nu m-a încântat încă, nu m-a tras, nu știu de ce, dar nu cred că o să o comand vreodată. Trecem la parfumuri, avem 50 de lei oricare aromă persiv, avem persiv varianta clasică, Dew și Soul. 75 de lei noile ape de parfum artistic, avem Iris, varianta cu paciuli și varianta cu magnolie. Seturi de produse. Ofertă foarte bună la Tomorrow, 90 de lei, varianta aceasta de 100 de mililitri. Ofertă nu foarte bună la aceste parfumuri, 33 de lei, în condițiile în care în urmă cu o campanie sau două, Pur Blanca era la 21 de lei. La fel, nu cred că merită acum să cumpărați aceste mini-ape de parfum. 10 ml 16 lei, de obicei le găsiți la 10-11 lei. La fel și cremele de corp, 14 lei, de obicei la 10-11 lei le găseați. Blue are un preț bun, 23 de lei. Prețul este acceptabil. Trecem la produse de machiaj. Set Lux cu 43 de lei. Setul conține rimelul și rujul la alegere. Două la preț de unul la produsele Lux pentru machiajul tenului. Aveți aici
nuanța de fond de ten și primiți corectorul gratis. Trebuie să alegeți nuanțele pentru fiecare, atât pentru fond de ten, cât și pentru corector. Rujul acesta la fel. V-am zis eu că eu sunt cel mai nasol reprezentant ever, pentru că eu nu recomand la oameni să cumpere produsele, că sunt scumpe în campania asta, dar ăsta este adevărul. Acesta a fost în campania trecută și în majoritatea campaniilor, undeva la vreo 9 lei, 10 lei, cam la 10 lei și acum este 15 lei, deci nu-l cumpărați acum, mai aveți răbdare. Fondul de ten are același preț. Set de două produse cu 28 de lei, avem fondul acesta de ten Flawless Ultra Matt și avem și spray-ul acesta pentru fixarea machiajului. Deși cât de cât pe ten se comportă ok în ceea ce privește pudra, deci dacă aveți pudră aplicată peste fond de ten, lasă așa un aspect foarte plăcut, însă primul sau al doilea ingredient este alcoolul, vă anunț că eu l-am și știu. Rujul acesta de la MAC cu aspect mat sau cu aspect lucios este la 19 lei. Avem creionul pentru sprâncene la 17 lei. Oja aceasta, care mi se pare a fi tare simpatică, la 9 lei și corectorul la 10 lei. Aveți acolo nuanțele pentru corector. Sper să se vadă ok la voi. Și desigur cele pentru creion. Și oje. Să nu uităm de oje. Ofertă la rimel, avem rimelul Super Shock plus un contur din acesta pentru ochi la 22 de lei. Prețul este foarte bun. Acest rimel este undeva la vreo 16 lei, iar acest produs este de obicei tot la vreo 16 lei, deci îl aveți cu 10 lei reducere dacă le aveți, dacă le cumpărați la set. Oje colorate din acestea texturate de la Color Trend. Aici aveți nuanțele. Sper să se poată vedea ok. Hai. Nu. Da. Și a intrat și o muscă în casă. Pentru că v-a zis că stau cu ușa larg deschisă. Poate vrea și ea să fie prin vlog. Trecem la partea de fashion. Avem o rochiță tare simpatică la 109 lei, adică eu am stat așa un pic și m-am gândit, dacă este să cumpărați de la magazin o rochiță, cred că sub 150-160 de lei nu prea găsiți. Pentru că eu am căutat, înainte să fie toată nebunia asta, o rochiță pentru un botez. Și vreau așa ceva simplă, casual, ca să pot să o mai port și după, nu-mi trebuia dintr-aia de împopuțânare, că îmi trebuia doar la biserică. Însă, v-am zis, prețurile destul de mărișoare. Și aceasta chiar mi se pare că arată bine, așa, ușor copilăresc cu bulinile acestea. Aici aveți mărimile pentru ea. Dacă ar focaliza. Hello, bună ziua. Nu știu ce are. Mai încercăm o dată. Sper să se poată vedea bine acolo la voi. Și tot așa o rochiță, aceasta este un pic mai scumpă la 140 de lei, dar la fel de simpatică. Și aveți acolo codurile pentru fiecare mărime în parte.
Trecem la produsele pentru îngrijire. Și telefonul îmi spune că mai am 10% baterie, deci ar trebui să ne grăbim un pic, mă gândesc. Produs, șampon sau balsam la 12 lei. Avem șampoanele în varianta de 400 de ml, iar balsamul clasic la 250 de ml, iar măștile sunt la 13 lei. Produse de la Encanto. Avem atât individuale cât și la set. Set de 3 produse cu 33 de lei. Avem uleiul pentru un masaj. Masca pentru față este masca aceasta peel off. Și cu crema de corp de miros. Miros foarte, foarte bine. Și când am răsfoit așa catalogul se simte aroma. Foarte bine miroase. Dacă vă plac așa aromele astea orientale puternice. La fel un set de 3 produse de la Planet Spa cu 50 de lei. Avem, ce ești tu, exfoliant pentru corp. Serum pentru gât și decolteu și cremă de corp. Gel de duș mare la 720 ml la 13 lei. Produse pentru copilași. Unul cu 11 lei, al doilea cu 7 lei. S-a lansat gama aceasta nouă de la Foodworks. Aceasta este cu... Ce ești tu? Cu ananas și... Arbore de ceai. Așa. Fiecare produs cu o play, dar trebuie să comandați alt produs din gama Foodworks. Produse pentru modelarea siluetei, o dietă și mult sport. Ajută și acestea, dar doar la aspectul pielii, atât. 13 lei deodorantul acesta spray. Spuneți-mi, vă rog, dacă l-ați încercat, că v-am zis că eu l-am încercat atunci când apăruse la început. Nu această variantă, o variantă anterioară și nu prea m-a încântat, așa că spuneți-mi și dacă v-a plăcut acesta, dacă vi l-ați comandat, sau acestea cu pilă la 6 lei. Cu cele de la Bila, parcă am avut așa un efect mai bun. Spray-uri pentru corp și loțiuni pentru corp la 9 lei. Pentru bărbați, spray la, set la 14 lei, avem gel de ras și balsam după ras sau gel de duș și deodorant cu Bila. Avem set de la Planet Spa cu 27 de lei. Mască pentru față, aceasta peel off, gelul pentru ochi și un tratament de noapte. Și la 14 lei pentru femei un gel de duș și deodorant cu bilă. Ups, s-a scafugit. Un produs cu 11 lei, al doilea cu 7 lei, mă scuzați, de la paginile 210-211. Sunt gelurile acestea la 500 de ml. Deci 9 lei bucata, să zicem. Seturi cu 30 de lei. Avem varianta aceasta cu lavandă sau cu, mai bine zis așa, varianta mov și varianta roz. Produse la Oplay. Creme pentru mâini, coate și... genunchi, ceva de genul pentru picioare, mască cu parafină, avem loțiune de corp cu apă de trandafir și exfoliant de corp, produse pentru păr, iarăși produse pentru păr, pentru picioare, gelul de duș din acestea la variantă mare de 500 de ml, spuman la 500 de ml, două variante, produse pentru copilași, avem un spray pentru descălcirea părului și un gel spumant, un gel de duș și spumant cu aromă de mango și încă două produse de la Planet Spa. Ce ești tu, exfoliant de față, acesta cu mineral din Marea Moartă și un gel de curățare exfoliant. Acestea, adică îmi plac ambele.
Produse pentru copilași. Sete pensule pentru copii. Nu prea le găsesc crossul, în fine. Nu intrăm în detalii. Și avem atât pentru băieței seturi, cât și pentru fetițe. Produse noi cu Despicable Me. Avem gel de duș, seturi mai bine zis, atât pentru băieței cât și pentru fetițe. 33 de lei setul. Și avem separat și, ce ești tu? Apă de colonie. Da, la 20 de lei. Pe ultima pagină avem rujurile acestea cremoase de la Color Trend. La 7 lei fiecare. Vă las așa mai de aproape să vedeți codurile pentru ele și de asemenea să vedeți cum o să arate nou catalog din campania 8. Dacă mă întrebați și știu că o să mă întrebați când o să apară, păi dacă acesta este până pe data de 25, deci după data, până pe data de 20 a 5-a, mă scuzați așa, după o să fie și acest catalog. Deci după 25, după ce plasez comanda, iarăși a venit o muscă la mine în vizită, după ce plasez comanda, deci cam la o săptămână, 27-28 mai, atunci o să apară. Bun, acesta a fost catalogul. Sper că v-a plăcut, sper că v-a inspirat, v-ați făcut așa un mic wishlist. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!